Probabil acum vă întrebați unde este Ciucă. Știți că la început de emisiune îl salut și pe el. De data asta Ciucă nu este aici. Foarte mulți deja s-au grăbit să-l numească fostul burlac. Ei bine, Viviana de la Vorbește Lumea încă nu i-a dat un răspuns oficial și foarte clar, dar e spre 90% spre da. Așa că Ciucă se aduc să tragă tare, ca răspunsul să fie 100% da, și trage tare la propriu, de fiare, alături de inimoasa noastră colegă Ana Vladislav, dar și de magicianul Robert Tudor. Așa că haideți să-i vedem. Ana! Bună, Ana! Ce frumos e la serviciu! Bună, Cătălin! Bună ziua! Da, vezi, îmbinăm munca cu plăcutul, ca să zic așa, că e plăcut să merg la sală. Plus că după sărbători, na, știi și tu cum e, ai nevoie. Perfect. Și dacă băieții s-au apucat să dea la box, se pregătește Ciucă. Ciucă se pregătește, uite, dă puternic acolo. Stai să mă duc... Ia, stai să... Hai, bine, că puteți. Au trecut și pe magician, băi. Hai, Ciucă, dă-i. Dă-i că se uită Viviana, dă-i. Dă-i, Ciucă, că se uită Viviana și vrea un bărbat puternic, Ciucă. Dă-i. Bravo, bravo. L-am adus și pe magician să-l susțină că... Magicianul e mai experimentat, știi? El a slăbit deja vreo 10 kg. Salut, Radu! Ce bine arăți, Radu! Sper că Viviana se uită acum și înțelege ce băiat senzațional ești. Ce-a pățit la mână? Au intrat draci în magician. Au intrat draci în el. Salut, Magi! Vă fii sincer cu mine. Vreau să-l transform pe... Fii sincer cu mine și spune-mi, când dai cu pumnii ăia așa, cu toți nervii în sacul ăla, dacă ar fi să fie o poză acolo, ar cui ar trebui să fie poza? Că, cu tine, cu tine! Ca o poză cu tine, mă gândesc la tine. Eram sigur. Dar de ce? L-ai supărat, Măruță, cu ceva? Da. Că... Avem noi ale noastre. Rămâne între voi. Vezi că au și antrenori băieții mei. Cei mai șmecheri antrenori. Cei mai șmecheri. Îl scot pe Ciucă la drept. Zic, Cornel, îl scoatem la drept? Garantat, în 7 săptămâni garantăm că îl scoatem la drept. Păi rămăseți, ultima dată era vorba de 6 săptămâni. Deja a început să fie, cât mai plat. 6 săptămâni. Deci în 6 săptămâni de luni intră intens în program. În 6 săptămâni Ciucă o să vină în bustul gol la emisiune. La bustul, nu știu dacă la bustul gol. Haideți să vă arăt vedeșeala aici. Ridicăm-o să vă vadă. Nu acum, nu. Păi ridice acum și mai zic peste 6 săptămâni. Nu. Lasă că îi fac băieții poze. Ciucă, îi fac băieții poze aici. Radu, vreau să vă... Ai colanți pe tine? Da. Pantaloni scurți, Cătălin. Arată-i o colanță. Deci ești în colanț. Unde mergem la sală și... El dacă e obișnuit cu baletul, cu asta... Nu, Cătă, tu n-ai mai fost la sală, dar să știi că așa se îmbracă băieții la sală. Ce vreau să zic, că Ciucă, Măruță, că dai și tu nevoie să vii cu noi? Nu e băiat, el n-are colanț. Ana, fi sinceră, nu stă bine așa? Ba da, ești țimplă. Te prind bine colanția. Țimplă, Cătălin! Hai să... Și Ana are tot colanț. Așa, ca profesioniști, nu? Sigur, sunt colanții de la Ana, că și Ana are tot colanți. Nu! Sunt colanții mei! Hai, treceți un pic la rower, arătați și lui Măruță ce faceți voi aici. Hai, ușură! Să știe că eu sunt mai experimentat, vin de 1 an de zile la această sală împreună cu tine, Ana. Așa. Și lucrurile stau altfel, m-am împrietenit foarte bine aici și cu Irina, m-am împrietenit și cu Cornel Caiac, cu antrenorii noștri, cu Serafim, deci trag, vă zic, e greu să țină pasul. Câte kilograme ai dat tu, Josie? Am dat 10 kg în 6 săptămâni, da? Și după... Haideți să vedem care face la 1 metri într-un minut, da? Măruță, ce zici? Facem o cursă cu ei doi? Să vedem într-un minut care e mai bun. Viviana, hai! Hai, Magi! Hai, Radu, hai! Hai, puțin mai repede! Ciucă, dar de ce faci antrenamentul ăsta? Până acum conduce... Magi are o lovitură în față. Hai, Magi! Cardio, Cătălin, cardio! Cardio, da. Hai, care merge mai bine, băieți, hai! Stai să vezi... Hai, Magi, mai ai 20 de secunde. Magi e mai forță, să știi. Până acum ești primul, Magi. Dar Radu e aproape la 7 metri. Hai, că ai o lovitură în față. Hai să vedem cine câștigă cursa asta. Hai, Magi! Ia să vedem cine câștigă. Hai! Cine are burtă? Eu n-am... 3... Păi pe Magi l-au scos băieții la drept. 1, 264 de metri Magi și 252 Radu. Fotofinish aproape. Lasă că Radi, magie de mai mult timp acolo, Radu. Nu te supăra. Dar fii atent ce vreau să-ți mai arăt ceva, Măruță. Le-au mai pregătit băieții niște exerciții tovarășilor noștri. Să vezi aici forță. Dar trebuie să stăm noi mai la depărtare, că... Știi ce am făcut mai devreme? Am dat cu ciocanul și a sărit iarba. Nu știu ce să mai zic, Radu, ai colanț, dai cu ciocanul, sare iarba. Trebuie să o plătești de bun. Tu ai mai dat vreodată cu ciocanul până acum? Da. Tot timpul, da. Hai, Radu, vină pe partea asta, vină pe partea asta. Puteți să dați grijă, poate vă accidentați. Așa. Luați distanță, vă rugăm frumos. Eu am luat distanță. Așa. Perfect, stai cu picioarele în aceeași linie și te rotești din șor, da? Când lovești, mâna de sus se mută lângă cea de jos, ok? Da. Hai să vedem. Mâna de sus se mută lângă cea de jos, ca să nu te tragă ciocanul după el, nu invers. Eu așa am făcut mai devreme. Hai, Magi, dă tu că... Deci aia de sus, uite, vezi? Cea de sus, așa și mută-o, așa. Așa și respir. Măruța, ai curat să vii cu ei la sală? Hai, Radu, mai cu forță. Mută mâna, mută mâna. Nu uita să miști mâna aia. Așa, așa, mută mâna. O să stai cu piciorul mai în față un pic. Poate îmi dau peste picioare. Cu piciorul drept. Radu! Bine, Magi. Foarte bine, hai, te vede bunica. Și dați pe lângă, stricați iarba. Ușor cu iarba, da? Te vede bunica de la Orlea, abia așteaptă să vină primăvara să te duci un pic pe la țară pe acolo. Să știi că și dacă dai la sapă, tot efectul ăsta ai. Păi o să merg bine, o să-mi iau liber, o să-mi iau concediu vreo lună, să merg să o ajut în primăvară. Asta e un apropos sau de doamna Alina? Da. Dar de ce o iau și pe Viviana, da? Din Moldova... Păi... Din Moldova, Viviana. Că Viviana e din Moldova, eu cred că știe cu sapa. Asta știe, dar cu ciocanul, ea cu sapa. Ciucă, telespectatorii care ne urmăresc la această oră ți-au schimbat puțin porecla. Știi că tu înainte erai Ciuchis, acum ți-au zis Cauciucă. Cauciucă, nu? Cătălin, vreau să-i întreb și pe băieți să ne zică puțin cum o să slăbească Ciucă, cum o să iasă la drept, știi tu, vorba noastră, să scape de burtă. Ia zi, care zic? Zi, Cornele, hai. Hai că o să spun eu. Păi, Radu, o să intre în programul de 6 săptămâni, cel mai celebru program de la Body Shape, da? Cel mai celebru program de transformare. O să conțină 3 antrenamente pe săptămână, adică 18 ședințe în total. La început o să vină la un seminar de nutriție, acolo o să învețe cam ce ar trebui să mănânce, când trebuie să mănânce și așa mai departe. Avem niște principii pe care le aplicăm. O să completeze un jurnal alimentar în fiecare săptămână, inclusiv în weekend. Facem poza de before, la final facem poza de after să vedem diferența. Și cam asta e tot. Doamne ajută. Deci fără cozonaj, nu, Serafim? Momentan fără cozonaj. După are timp. După nunta, auzi că vrei să te căsătorești. Da, cu Viviana. Să nu-ți iei costumul de pe acum, că o să ai nevoie de o mărime mai mică, să știi, te asigurăm. Păi are un sacou bun, dar nu mai poate închide. Magicianule! Hai, spune și voi la revedere frumos. Stai, că mai am o metodă. Eu cred că dacă s-a apucat de Viviana... Luați-vă și voi la revedere de la Maruta. Stai să zică magicianul ceva, dar nu-l cenzura. Gândește liber, zi, magicianule. Dacă Viviana s-a apucat de prietenul meu Ciucă, îl face ca o Ciucă, așa îl face într-o săptămână. Păi te bagă între ala... Să dea cu capul cauciucurile Vivianei. Cătălin, ne facem la treabă. N-avem treabă. Îți mai arătăm cum se descurcă Ciucă. Vă lăsăm la treabă, numai bine, Doamne ajută.